Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sfatul Psihologului. Aș dori să încep această ediție prin a ura la mulți ani tuturor persoanelor care ascultă această emisiune. În această ediție vom încerca să abordăm o tematică ușor diferită, respectiv aceea a pensionării. Ce se întâmplă în momentul în care ne apropiem de vârsta de pensionare? Știm aproape fiecare dintre noi că această etapă survine ca și încheierea unei activități profesionale, a unei activități în care am reușit să facem carieră, am reușit să aducem lucrurile la un anumit nivel de performanță conform studiilor și conform calificării fiecăruia dintre noi. În momentul în care vorbim despre pensionare, este foarte important să revizuim puțin ce se întâmplă pe parcursul psihologiei vârstelor, pe parcursul psihologiei dezvoltării individului, pentru a putea înțelege acele modificări care survin, care pot apărea sau care, dimpotrivă, pot lua aspecte total contrare față de ceea ce ne așteptăm. În cursul evoluției noastre parcurgem o serie de etape de la naștere, pornind prin a învăța să mergem, prin a învăța să vorbim, prin a dobândi abilitățile necesare de a ne descurca în mediul personal întâi. Spuneam în edițiile anterioare ale emisiunii că familia este grupul primar, acel grup în care se pun bazele achizițiilor primare. Ulterior învățăm, datorită școlii, să relaționăm în grupurile sociale extinse, în grupurile în care există anumite norme și anumite reguli, de data aceasta formale. Dacă la început copilul își dezvoltă aceste abilități sociale datorită grupului de joacă, în care funcționează mai mult regulile informale, acele reguli nescrise, dar pe care copilul le intuiește și le cunoaște foarte bine, pornind de la liderul de grup, acel lider informal, acel copil care este mai tonic, mai apreciat, de care ceilalți copii ascultă, și ajungând până la acest mediu social și profesional în același timp, care începe cu mediile organizate, cu grădinița și școala primară, mergând până la în clasele superioare. În acest context este un grup care are și reguli formale, acele reguli impuse de societate, impuse de profesori, impuse de condițiile în care copilul există și în care își desfășoară activitatea, dar care sunt secundate și de aceste reguli informale în acest grup, chiar dacă este formal constituit clasa de elevi. Poate exista în paralel și un lider informal, adică acel copil care la fel ascultă de intuiția sa, ascultă de felul său de a fi și atunci impune într-o formă informală, într-o formă neoficială regulile sale și de care ceilalți copii ascultă. Sunt acei copii foarte populari cu care restul clasei vrea să semene, vrea să facă parte din grupul lui și așa mai departe. Pe măsură ce ne dezvoltăm ca indivizi, trecem prin aceste etape de maturizare, ajungem până la adolescență, vârsta adolescenței fiind o vârstă de căutarea identității, de propriul sine, de cine suntem noi în relație cu ceilalți, care sunt obiectivele noastre de viață și de viitor. În momentul în care aceste obiective sunt așezate, schematizate cât de cât, intrăm în această perioadă a adultului, perioada maturității, care se caracterizează atât prin găsirea unui loc de muncă, prin a desfășura o activitate profesională conform pregătirii, dar și în paralel pe planurile sociale, de a avea un grup de prieteni și inclusiv pe planurile familiale. Vârsta fiind aceea care impune separarea de grupul primar, separarea de familie și orientarea spre propria familie în acea aflare, în acea căutare a propriei identități. După ce se încheie această perioadă de maturitate și de desfășurare a activităților, apare acest moment al pensionării, al retragerii din activitatea profesională în primul rând.
Există posibilitatea și de multe ori se întâlnește acest aspect ca această încetare a activității profesionale să se asocieze cu încetarea activității sociale dacă pe parcursul existenței individului aceste două grupuri au fost suprapuse, adică grupul de școală sau grupul de muncă, grupul de profesional în care individul și-a desfășurat activitatea a constituit și acel grup de prieteni. Există situații în care lucrurile nu stau chiar așa, în sensul că, cu toate că există un grup social, un grup profesional, colegii de serviciu, există în paralel un alt grup social care diferă de persoanele care fac parte din cadrul departamentului sau instituției în care persoana își desfășoară activitatea și cu care pot fi păstrate relațiile ulterior. În momentul în care vorbim de pensionare, unul din efectele psihologice importante este acel sentiment de vid interior, acel moment în care individul s-a oprit din centrifugă, s-a oprit din desfășurarea activităților, din programul constant care îl avea și toată atenția, dacă până atunci a fost îndreptată asupra familiei, asupra copiilor, asupra locului de muncă, fiind un program constant și organizat aproximativ zilnic, apare un moment în care atenția individului este important să se centreze pe propriile nevoi, pe propriile dorințe. Odată cu ieșirea din această rutină a activității, pot apărea sentimente de anxietate și sentimente de depresie care reamintesc problema identității, cine sunt eu acum, fără să mai fiu definit de profesia pe care o aveam, fără să mai fiu definit de grupul în care îmi desfășuram activitatea sau de grupul social, dacă în această situație ele au fost suprapuse. Care este programul meu începând de ziua de mâine, care este utilitatea mea, sentimentul de inutilitate apare foarte des la persoanele care se apropie de pensionare sau care au depășit acest moment și se află chiar în acest proces și al pensionării. În momentul în care apar aceste sentimente, ele pot conduce la creșterea anxietății și implicit la creșterea tulburărilor de dispoziție, mai ales dacă vorbim de o persoană care nici anterior nu găsea resursele proprii, nu exista pentru ea însăși, ci exista pentru ceilalți, care își centra activitatea în mediul extern, al familiei, al copiilor, al activității profesionale. În momentul în care apare această separare, mai mult sau mai puțin bruscă, automat se pierde interesul, apar întrebările și neclaritățile, lipsa de clarificare legată de care este obiectul meu de activitate în continuare, ce voi face, cine voi fi fără acel loc de muncă, chiar dacă există un venit constant sub forma remunerației din cadrul pensiei, apar totuși aceste elemente de ordin psihologic. Ele se pot accentua, aceste sentimente de inutilitate și de tristețe, de incapacitate de adaptare, de imposibilitate de coordonare a propriei persoane în această nouă situație. Bineînțeles că ele pot traversa o perioadă de adaptare normală în care aceste elemente pe care le-am precizat sunt firești, dar dacă ea se întinde pe o perioadă foarte lungă de timp, pot conduce la declanșarea unei tulburări anxioase sau chiar la declanșarea unei tulburări depresive. Există și situația în care acest moment al pensionării apare ca o eliberare, ca o bucurie și un entuziasm în care persoana își poate pune în aplicare planurile pe care le-a avut dintotdeauna, dar care au fost cumva mai puțin posibil de a fi puse în practică. Sunt multe persoane care își stabilesc pentru pensie un program propriu încă din timpul activității profesionale, sub forma exemplelor de genul când voi fi la pensie, mă voi plimba, voi citi, voi face ceea ce îmi place. Chiar dacă la astfel de persoane poate apărea această tulburare de adaptare ușoară, ele își pot găsi resursele și pot depăși această situație, acest moment care este firesc să apară în momentul în care schimbăm ceva în viața noastră și ieșim dintr-o anumită rutină și care își pot coordona obiectivele și activitatea astfel încât să își pună în practică acele dorințe care au rămas nerealizate. Dar, de asemenea, există și persoane la care sentimentele de inutilitate pot deveni proeminente, care nu au planuri de viitor, în care poate scădea elanul vital, poate scădea energia psihică sau
poate apărea o incapacitate de proiectare în viitor. Un alt element important asociat cu această vârstă este anxietatea de moarte, care apare mai mult sau mai puțin inconștient, dar de foarte multe ori este asociată acestui moment de trecere, respectiv spre vârsta a treia, am putea spune spre această perioadă caracterizată prin mai puțină activitate. Este foarte important să accentuăm relațiile sociale, să ne facem alte relații sociale, chiar dacă vorbim despre o anumită vârstă, să se renunțe la concepția de la vârsta asta ce mai îmi trebuie mie, ce mai pot eu să fac. Fiecare vârstă are anumite oportunități pe care le oferă și reprezintă o etapă importantă de traversat. Cu toate acestea, dacă există astfel de tulburări sau astfel de elemente pe care familia sau grupul social le observă la persoanele în vârstă, la persoanele care se apropie de pensionare, este bine să se întindă acea mână de ajutor și acea disponibilitate spre ascultare pentru a nu degenera în reale tulburări ale dispoziției care se pot agrava, se pot accentua și pot conduce în ultimă instanță la acte care caracterizează doar o perioadă pasageră de viață.